Tu ești sociabilă, fermecătoare și calmă, până când nimeni nu te calcă pe coadă. Ești prietenoasă, amabilă, ai o înțelegere, o natură umană și crezi că majoritatea diferențelor pot fi rezolvate prin discuții și compromisuri. Cu toate acestea, în ciuda prieteniei, ai o parte serioasă. Lucrezi foarte mult, ești ambițioasă, inventivă, înzestrată cu o perspectivă de afaceri și o abordare logică pentru rezolvarea problemelor. Poți provoca admirația și prin devotamentul incomparabil. Bineînțeles, este benefic pentru tine care atragi pe restul cu vigoarea naturii tale. În același timp, o astfel de atitudine creează probleme suplimentare, deoarece îți poți pune mult pe umeri, mai ales în situațiile în care este necesar să dezvolți o linie strategică, în cazuri extreme, când vine vorba de idolatrie. Povara ta poate fi chiar prea grea. Nu numai pentru cei care te admiră, ci și pentru întreaga societate, poți juca rolul icoanelor. Nu este surprinzător faptul că dezvolți invidie printre cei care ar dori să ocupe aceeași poziție ca tine. Semnul zodiacal vărsător este direct legat de semnele elementului aer, care se disting prin următoarele calități: iubirea de libertate, încredere, preocupare, loialitate, sociabilitate. Deoarece vărsătorul este controlat de două planete simultan, personajul tău se distinge prin ambiguitate impresionantă. Mai mult decât atât, nu este neobișnuit ca un vărsător să fie condus de un Uranus iubitor de libertate și încăpățânat, dar forțele lui Saturn te depășesc cu maturitatea. Tu posezi în mod natural o minunată înțelegere intuitivă a majorității proceselor din lumea din jurul tău, dar poți suprima această abilitate cu îndoieli inutile și neîncredere față de tine însăți. Guvernarea lui Saturn îți oferă terenul necesar și îți poate crea uneori o stare de spirit depresivă. În același timp, Uranus înălțată te răsplătește cu spiritualitate intuitivă și capacitatea de a genera idei complet originale. Astfel, în anumite perioade ale vieții te găsești pe un fel de leagăn, ce pot varia la vârste diferite, de la starea de geniu excentric până la pragmatism excesiv de precaut. Este ușor de ghicit că principala sarcină de viața ta este menținerea echilibrului armonios. Emoționalitatea excesivă combinată cu imaginația magnifică te poate conduce către complexe de geniu nerecunoscut, iar tendința de a respinge ideile de rând ca fiind nerealiste, dimpotrivă, poate duce la oportunități ratate și la o viață prea plictisitoare. Dar, în general, ești o persoană prietenoasă și loială, luminoasă, puternică și plină de viață, care trebuie doar să țină cont de personajele complexe ale patronilor stelari și de influențele lor conflictuale. Planeta ta guvernatoare este Uranus. Aceasta determină progresul tău. Planeta este favorabilă pentru cele care descoperă noi direcții în artă. Planeta ta în exil este Soarele. Soarele este responsabil pentru lipsa unui nucleu intern, precum și pentru incapacitatea de a prioritiza, falsa ta afecțiune și lipsa de emoție. Te poți confrunta cu faptul că nu ești cel mai obișnuit și standard vărsător. Ești foarte ambițioasă și harnică, muncești foarte mult, nu te învârți în lumea ideilor, adesea folosești logica și mintea, nu imaginația, poți fi om de afaceri bun cu o perspectivă reală de afaceri. În același timp, poți fi bună cu oamenii, întotdeauna gata să asculți și să găsești un compromis. Ești sociabilă și găsești cu ușurință o limbă comună cu cineva, ceea ce te ajută în cariera ta de afaceri. Este destul de natural pentru tine să devii prea zadarnică și lăudăroasă, așa cum se remarcă deseori printre alte calități. Simțindu-te pe un piedestal în tinerețe, crește de vreme. Poți alege în mod deliberat relații reci pentru a-ți proteja intimitatea. Un alt motiv pentru separare este că tu consideri că intruziunea în viața altora este nedorită pentru a-ți impune opiniile. Te îndoiești adesea dacă ești atât de minunată cum se spune despre tine și, dacă da, de ce trebuie să te asiguri de asta în fiecare minut? Cu toate acestea,
Cu cât mai des răspunzi la dorințele altora și îți satisfaci aspirațiile, cu atât de mult rămâi pe creasta gloriei. Probabil, problema se rezumă doar la faptul că nu obții ceea ce dorești cu adevărat din viață. Ar trebui să fii mai îndrăzneață și să risipești toate concepțiile greșite despre tine însăți, rămânând tu însăți. Iar acest lucru te poate conduce pe calea cea dreaptă, să fii mai deschisă pentru ca ceilalți să înțeleagă corect sentimentele și emoțiile tale. O astfel de cerință va reduce distanța față de relațiile normale și te va ajuta în viața de zi cu zi să împărtășești bucuria și suferința împreună cu ceilalți ca fiind egali. Pentru a face acest lucru, trebuie să cobori din cer pe pământ și să te plimbi în viața reală. Atâta timp cât nu faci acest lucru, vei fi percepută ca om care nu ești din această lume, care nu are nicio valoare pentru îmbunătățirea caracterului și a creșterii ulterioare a spiritualității. Mai devreme sau mai târziu, vine momentul în care începi să-ți dai seama că admirația ta este doar manipulare și că ești încurcată. În acest caz, poți face primul pas decisiv spre schimbare, poți abandona activitățile sociale în numele renașterii personale. Când îți atingi dorința, poți urca din nou pe piedestal, dar deja actualizată, îmbogățită spiritual, îți poți apăra punctul tău de vedere, chiar dacă nu coincide cu opiniile altora. Nu ești similară cu alte vărsătoare având astfel de calități, o astfel de doamnă este sfidătoare, originală, liberală. În viața reală, de zi cu zi, nu ești atât de atașată și poți împărtăși bucuria, tristețea și dezamăgirea cu oamenii și prietenii tăi apropiați. Natura ta este plină de viață și neliniștită, ceea ce explică faptul că ești atât de atrăgătoare în comunicarea cu ceilalți și ar fi cam ciudat să nu renunți la acest lucru. Cum afectează data de 24 ianuarie soarta ta? Poți fi admirată, venerată, poți provoca o adevărată încântare de la alții și dorința de a fi imitată. Constelația vărsătorului te ajută să-ți maximizezi potențialul și calitățile individuale, iar toate acestea contribuie foarte mult la promovarea la locul de muncă, definirea statutului social ridicat, precum și la construirea unei vieți personale. Tu ai independență și perseverență. Poți studia mult timp subiecte care îți plac, ceea ce afectează în continuare nu numai nivelul de dezvoltare, ci și realizarea unei profesii de invidiat. Ai o viziune unică asupra lumii, o relație specială cu fiecare lucru. Viziunea ta originală te ajută în lucrurile de zi cu zi să te joci cu culorii noi. Poți fi foarte educată și inteligentă, întotdeauna și în orice societate poți pur și simplu menține o conversație. În plus, tu respecti opinia interlocutorilor și dreptul lor la propriul punct de vedere. Tu ai o dispoziție ușoară și un caracter vesel. Ești în mod constant atrasă de peisaje îndepărtate, impresii noi, neexplorate. Ești atrasă de drumurile lungi, de locuri pline de mistic sau de povești fascinante. Tu vrei să-ți trăiești viața strălucitoare, plină de culoare și, cel mai important, neplictisitoare. Ai putea fi numită un aventurier romantic. Unul dintre principalele dezavantaje ale tale este inconsecvența. Poți considera că este foarte dificil să găsești un partener de viață, pentru că nu mulți sunt capabili să accepte seta ta constantă de schimbare și agitație. Uneori, această trăsătura ta se joacă împotriva ta, în sensul că, chiar și cu mii de talente și aptitudini unice, nu vei reuși să obții creșterea carierei sau securitatea financiară. Diligența și abilitățile mentale nu te vor ajuta, de asemenea, dacă ai planuri complete diferite. De regulă, biroul tău poate fi aglomerat și înghesuit, plin de personal plictisitor. Cu toate acestea ești atrasă de natură, ești dornică să explorezi lumea, visezi să faci o descoperire care va transforma dogma stabilită. Unii astrologi sau numerologi te pot numi copil al artei, deoarece poți fi supusă unor profesii creative. În acest caz nu urmărești câștiguri materiale, ci vrei să creezi o capodoperă pe care milioane să o recunoască. Deoarece ești guvernată de elementul aer, nu ești foarte stabilă,
ca majoritatea personalităților creatoare. În consecință, foarte rar finalizezi ceea ce ai început, deși, în mod corect, trebuie să spun că nu toată lumea este chinuită de agonia de alegere și de inconstanță, există și oameni solizi care au planuri concrete de viață, dar acele personalități volatile care se află în căutarea lor înșiși trebuie să se oprească, să se gândească la scopul vieților, pentru a elabora orientări clare, a construi planuri, a stabili sarcini care trebuie rezolvate, altfel în viitor nu se vor aștepta la nimic bun. Iar energia și entuziasmul sunt suficiente pentru a face multe lucruri inteligente și necesare. Dragoste și compatibilitate. Poți suferi de un complex de inferioritate și, prin urmare, trebuie să-ți găsești puterea de a nu arunca cu idei greșite despre tine însăți și, dimpotrivă, să te evaluezi în mod obiectiv. Trebuie să fii mai deschisă pentru a primi pe alții în lumea ta și să-i lași să vadă ce gândești și simți cu adevărat. Este necesar să scapi de temerile interne. Tu poți avea o relație grozavă și vă veți înțelege reciproc, cu gemeni, balanța și săgetătorul. Compatibilitate medie, unde totul poate fi, dacă vrei doar tu, cu capricorn, leu, berbec și pești. În aceste perechi, poți fi capabilă să te înțelegi, mai ales dacă concesiile sunt reciproce. Nu te vei înțelege deloc cu rac, taur, vărsătorul în sine, fecioara și scorpionul. Este aproape imposibil să le combini, să fiți de acord între voi din diverse motive. Locuri de muncă și carieră. Cel mai adesea, datorită faptului că tu comunici ușor, poți fi foarte populară și celebră în mediul tău, sau mult peste granițele acestuia, poți fi admirată, cultivată și prețuită. Energia și activitatea ta atrag pe alți oameni. Cu toate acestea, mediul de admirație pune adesea problemele pe umerii tăi, solicită sfaturile tale, solicită ajutor în a face ceva pentru ei, pentru a înțelege ceva. Ești deosebită de puternică în dezvoltarea unei strategii. În situațiile care necesită o decizie instantă și corectă, foarte multe sarcini sunt adesea învinse de tine. Poți ajunge să devii populară și faimoasă. Mulți pot fi ghidați de tine, chiar ai putea avea fani. Alții oameni, ca de obicei, te invidiază desigur și devin detractorii tăi. Viciuitatea ta frecventă este mândria. Faima uneori strică, iar puțini oameni pot suporta testul. De asemenea, trebuie să-ți protejezi cu zel dreptul la viață privată, care nu ar trebui să fie făcută publică. Una dintre cele mai populare măști pentru tine, într-o astfel de situație, este răceala și detașarea inclusiv în relațiile personale. Sănătate și boli. În ceea ce privește sănătatea, îi acorzi o atenție deosebită. Ești o persoană bine îngrijită care monitorizează bunăstarea, aspectul, figura și pielea. Ai un fizic puternic și un sistem nervos stabil, rareori devii nervoasă sau simți stres. Din activitățile sportive, astrele îți recomandă să alegi zenoți și sporturile competitive. De asemenea, ți se potrivesc toate tipurile de arte marțiale. Pasiunea pentru gătit, gătit împreună cu prietenii și rudele sunt recomandate în special dacă nu ești sigură de tine însăți. În ceea ce privește dieta, trebuie să eviți postul și utilizarea frecventă a unor mijloace discutabile pentru pierderea în greutate. Soarta și norocul. Vibrațiile din această zi sunt de așa natură încât ele întăresc proprietățile exprimate ale personalității tale. Soarta ta va depinde de calea aleasă. Ești foarte independentă, ai întotdeauna opinia ta proprie, dar nu ești arogantă și știi să asculți sfatul altcuiva. Respectând interesele tale, nu încalci interesele oamenilor din jurul tău. Viața ta poate fi furtunoasă, plină de tot felul de evenimente, schimbări în locul de rezidență, ocupație. Nu-ți place monotonia, nu poți sta cu picioarele pe pământ, ești visătoare, călătoare, descoperitor al noului, căutând mereu ceva original, uimitor. Vor exista relații tensionate în familie, deoarece viața ta agitată poate provoca iritarea în gospodărie. În termeni financiari, sâișuri și coborâșuri,
multe vor depinde de capacitatea de a-ți păstra câștigurile. Sfaturi pentru tine. Principala sarcină, în ciuda tuturor lucrurilor, să fii tu. Pentru a realiza acest lucru, trebuie să înveți să-ți împărtășești gândurile și sentimentele cu oamenii din jurul tău și trebuie să le rostești oamenilor din jurul tău corect. Pentru a face acest lucru, trebuie să-ți depășești propria constrângere și detașare. Vei putea să împărtășești cu oamenii ceea ce simți și atunci ei vor fi mai dispuși să te lase în lumea lor. Te poți bucura cu ei. Comunică cu ceilalți ca fiind egali. Plutește ușor în nori și privește în jur cine este lângă tine pe pământul muritorilor de rând. Ești la fel de muritoare ca și ei. A fi prea sus în această lume nu este foarte bine, deoarece construiești o anumită barieră între tine și cei din jurul tău. Detașarea de ceilalți pur și simplu nu îți va face viața mai ușoară. Fii atentă la acei oameni care îți plătesc de bună voie complimente. Învață să nu te topești de plăcere, ci să distingi adevărul de lingușire. Poate, cu ajutorul lingușitului, ești pur și simplu manipulată și controlată în interesul cuiva. Gândește-te bine ce muncă socială este potrivită pentru tine, ai nevoie de faimă, dar te va împiedica în dezvoltarea ca individ. Poate că munca socială ar trebui să se facă deja la maturitate, când într-o anumită măsură vei cunoaște lumea și vei obține o experiență, inclusiv în relația cu oamenii. Ce cadouri ți se potrivesc? Este o plăcere să alegi un cadou pentru o persoană ca tine, dacă ești, desigur, o persoană care nu este privată de simțul umorului. Cu cât un cadou este mai original și mai neașteptat, cu atât vei fi mai bucuroasă. Chiar dacă primești ceva prozaic, designul nemenajat și prezentarea cu un subînțeles te va atrage. Deși, este mai bine ca tu să spui tuturor ce aștepți. Trebuie amintit că originalitatea darului nu înseamnă frivolitate. Tu suporți dureros o atitudine lipsită de respect față de persoana ta, deși încerci în zadar să nu o arăți. În ciuda faimei tale, nu-ți plac deloc bănuielile, pentru că apreciezi unicitatea, ceva care subliniază faptul că ți-a fost ales un dar doar pentru tine și nu ți-a luat primul lucru care a atras ochiul. De exemplu, sticlărie, ceva sub forma unei figurine ciudate, neobișnuite, cu un joc de culoare. Tu nu rămâi indiferentă la jucării, dar acestea nu ar trebui să fie urs și iepuri tradițional cu o privire fixă, ci ceva aproape viu, cu caracter propriu. Ambalajul propriu-zis nu joacă un rol important dacă nu are semnificația care completează darul. Și chiar mai bine, dacă ambalajul și darul vin din diferite lumi, valoarea darului va beneficia. Te atrag caleidoscoapele care seamănă cu cerul nopții sau cu ceva care se învârte, în care poți suspecta mișcarea lumilor. Există o șansă de a-ți scrie o melodie pentru tine? Ei bine, va fi cel mai bun cadou pentru tine. Dintre flori preferi cele mai delicate și mai fragile, lalele, iriși, narcise. Mare iubitoare de experiențe culinare, o carte mare de rețete și orice ustensile de bucătărie dacă se poate frumos colorate te vor bucura. Pentru tine frumos, poate însemna util, de aceea la alegerea unui cadou, cel ce ți-l oferă ar trebui să știe măcar care este definiția ta pentru frumos. Bijuteriile ar trebui să fie nu numai valoroase, dar și mari, stridente. Cercei de ochiați gen candelabru sau câinele foarte mari, broșe multicolore. Și încă ceva, să poarte o marcă cunoscută de tine.